Problema târgușienilor care sunt frecvent debranșați de la apă, chiar dacă sunt cu plata consumului la zi, poate fi rezolvată într-un singur fel, susțin reprezentanții Aparegio, prin contorizare individuală pe casa scării. Astfel, reprezentanții societății de distribuție apei potabile vor avea acces la sursa de apă a fiecărui abonat și îi va debranșa doar pe cei rău platnici. Contorizații individual vor primi facturi individuale pe care... Vor, și fiecare va răspunde de ceea ce face. Adică dacă și-au plătit datoriile la vreme nu avem nicio problemă, dacă nu și-au plătit datoriile la vreme vom putea asista individual uh, apa pe casa scărilor cu acordul asociației. Uh -huh. Costurile acestor lucrări de montare a apometrelor la ușa fiecărui locatar vor fi suportate de abonații Aparegio. Acestea diferă în funcție de firma pe care o aleg pentru efectuarea lucrărilor. Depinde mult de, ce, de cât să... Sunt pe scară, cât, câte apartamente sunt pe scară. În principiu, pornește de la 350 de lei pentru efectuarea instalațiilor exterioare, pentru realizarea contorizării individuale exterioare, urmând ca apoi, funcție de ce își dorește fiecare proprietar, să mai crească cu 150-200 de lei instalația din interior. Pentru ca sistemul să funcționeze, toți locatarii de pe o scară trebuie să-și monteze contor la apă pe casa scării. Aceia care nu vor să se supună contorizării vor rămâne în afara rețelei de alimentare, adică nu vor mai avea apă potabilă.